părăsite calm, fără a recupera lucruri inutile, iar în drumul spre ieșire trebuie verificat cu mare atenție pentru a evita expunerea la pericole. De asemenea, telefonul nu trebuie folosit decât pentru apeluri către serviciile de urgență pentru a nu bloca circuitele telefonice. Totodată, un astfel de eveniment nu poate fi prevenit, iar consecințele lui, mai mult sau mai puțin grave, depind de modul în care fiecare înțelege să se pregătească și să se comporte corect într-o astfel de situație.